Partidul Social-Democrat a început schimbarea la față. Cel puțin așa declară reprezentanții partidului de la Buzău. Aceștia spun că s-a început o analiză la nivelul organizației județene, chiar dacă rezultatele obținute la alegerile prezidențiale au fost unele bune. Prima misiune pe care o au socialdemocrații este de a organiza congresul în urma căruia să fie aleasă o nouă conducere a partidului. Există o misiune foarte clară a acestei echipe de conducere interimare, aceea de a organiza congresul din luna februarie, cel mai târziu pe 29 februarie. Și, într-adevăr, după toate greșelile și lucrurile nu tocmai bune pe care Partidul Social Democrat le-a făcut în ultimii 2 ani, 1 an și jumătate, suntem convinși că acest proces de reconstrucție pe care tocmai l-am început va avea rezultate rapide și Partidul Social Democrat să aibă un succes la alegerile locale și parlamentare de anul viitor. Alegerile de la nivel central ar putea aduce schimbări și la Buzău. Dacă Marcel Ciolacu va decide să candideze pentru președinția PSD, atunci conducerea organizației județene va fi preluată de un alt membru social-democrat. Dacă va decide să candideze, vă spun de la sursă că încă nu a luat nicio decizie în sensul ăsta, dar dacă va decide și va fi ales, cu certitudine va fi o altă conducere la Buzău. Nu întrebați ca se alege. Va fi un congres ordinar sau extraordinar? Nu s-a luat încă decizia și după aceea vedem dacă se vor face alegeri. Dacă e congres extraordinar și spre asta se merge, nu se mai fac alegeri în organizație. Se face conferință extraordinară la Buzău. În același timp, socialdemocrații de la Buzău au sancționat și unele dintre măsurile luate de guvernul liberal. Cel mai criticat a fost ministrul finanțelor, Florin Câțu. Prima prostie și cea mai violentă din punct de vedere al rezultatelor pe care le-a avut a fost prostia domnului ministru Câțu de a anunța un deficit de peste 4% imediat cum au preluat guvernarea. Partidul Social Democrat a stat 3 ani de zile într-un deficit de până în 3%, lucru odată important pentru că respectă criteriile de la Maastricht și în al doilea rând e important prin semnalul de stabilitate pe care îl dai către piețe. În momentul când domnul Câțu a ieșit și dimineața era 4,1%, la prânz 4,3%, seara erau 4,5% deficit, consecințele n-au întârziat să apară. Socialdemocrații buzioni au spus că după congresul de la nivel central, programat în luna februarie, vor trece și la stabilirea candidaților pentru alegerile locale, care vor avea loc în vara anului viitor.